Ne-am întors, dar așa cum v-am promis, vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă în Ucraina. Colegii noștri de la știrile Pro TV au mai multe informații. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Russia has declared war on Ukraine. That as soon as the declaration. Oh, that's a missile. That's a missile. That's a fucking missile. That was one of those like holy Domnilor și domnilor, bună ziua! În această dimineață, Rusia a atacat Ucraina și, potrivit oficialilor europeni, Europa trăiește acum cele mai negre ore de după al doilea război mondial. Tot în această dimineață, la ora 11, ca urmare a atacului din toate părțile a Rusiei asupra Ucrainei, președintele României, Klaus Iohannis, a convocat Consiliul Suprem de Apărare al țării. Să-l ascultăm! Bună ziua! Din păcate, în această dimineață, Federația Rusă a ales calea reprobabilă și complet ilegală a violenței armate masive împotriva unui stat independent și suveran. Astăzi, la eforturile comunității internaționale pentru menținerea păcii și dialog, Rusia a răspuns cu rachete care lovesc orașele și obiectivele militare ucrainiene. Astăzi, Federația Rusă a ales forța tancurilor în detrimentul vieților cetățenilor. Rusia este agresorul, nu victima, cum încearcă să acrediteze Kremlinul, și întreaga planetă vede astăzi limpede acest adevăr incontestabil. România condamnă ferm agresiunea complet nejustificată, ilegală și neprovocată a armatei ruse împotriva Ucrainei, care pune în pericol nenumărate vieți omenești. În ultimele săptămâni, Statele Unite ale Americii, NATO, Uniunea Europeană și întreaga comunitate a statelor democratice au făcut tot posibilul ca diplomația să prevaleze. România a fost puternic implicată în adoptarea tuturor deciziilor la nivel aliat și european și a pledat întotdeauna pentru continuarea dialogului în vederea detensionării situației de la granițele Ucrainei. Niciodată nu este însă prea târziu ca vocea rațiunii să învingă. Singura soluție de a depăși cu bine această gravă criză este cea diplomatică. Dragi români, știu că sunteți îngrijorați de conflictul care are loc nu departe de granițele țării noastre, dar vă asigur, nici un român nu trebuie să se teamă pentru siguranța sa și a familiei sale. România beneficiază de cele mai ample garanții de securitate posibile. Statutul de membru NATO și al Uniunii Europene, partenerul strategic solid cu Statele Unite ale Americii, constituie o umbrelă de securitate extrem de solidă. Niciodată în istoria noastră nu am fost mai bine protejați în fața oricărei potențiale agresiuni. Vreau să subliniez foarte clar. România nu va fi atrasă în conflictul militar din Ucraina. Mai mult, vă asigur că voi lua absolut toate măsurile care se impun, împreună cu Guvernul, Parlamentul României și aliații noștri internaționali, pentru ca securitatea și siguranța cetățenilor români să nu fie sub nici o formă afectate.
Încă din 26 ianuarie, în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, am analizat toate scenariile posibile și am luat măsurile necesare pentru a fi pregătiți indiferent de evoluția situației. Am discutat și acum, în cadrul ședinței de astăzi a CSAT, despre ultimele evoluții și măsurile care trebuie luate urgent pentru a răspunde acestei situații de criză majoră. România este pregătită să facă față oricăror consecințe economice și umanitare pe care le-ar putea genera un eventual conflict de durată între Rusia și Ucraina. Suntem în permanentă legătură cu aliații și partenerii noștri din NATO, din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii pentru a găsi cele mai bune soluții și a oferi asistență umanitară dacă situația o va cere. În acest context tensionat se impune, fără doar și poate, consolidarea consistentă a flancului estic. Forța noastră este, în primul rând, aceasta. Suntem uniți, suntem fără teamă și rămânem neclintiți împreună în fața unui agresor care amenință, prin acțiunile sale, pacea întregii planete. În aceste momente tragice, gândurile noastre se îndreaptă către poporul ucrainean, către toate femeile, bărbații și copiii ucrainieni, obligați să tărească în teroare victime inocente și colaterale ale unui război pe care nu îl înțeleg și nu și l-au dorit. Oricât de mult rău ar încerca să facă ultimii revizioniști ai istoriei, trebuie să știe că lumea pe care vor să o reînvie a apus de mult. Noi, națiunile democratice, suntem aici și nu facem niciun pas înapoi pentru a ne proteja valorile și tot ce am construit până acum. Vă mulțumesc! La ora 6 dimineața, ora Moscovei, Putin a anunțat că atacă Ucraina, iar câteva clipe mai târziu, bombele și rachetele rusești loveau ținte militare aflate lângă cel puțin 7 orașe ucrainene. Guvernul de la Kiev, în orele care au trecut, a confirmat deja că există victime în rândul militarilor, a cerut populației să doneze sânge. Tot dimineață, președintele Zelenski, ca urmare a invaziei Ucrainei, a dispus instaurarea legii marțiale, iar în urmă, cu foarte puțin timp, a decretat mobilizarea generală, cerând oricui are experiență în acea țară să vină să pună mâna pe arme și să lupte împotriva rușilor. Rușii au prins Ucraina ca într-un clește și au atacat din trei direcții. Au intrat din Belarus, deci o a treia țară implicată în acest conflict cu care dimineață Europa s-a trezit la ușă. Au atacat din est, venind către zonele acestea ale republicilor separatiste, și au venit din Crimea, intrând către Odessa. Vă spuneam că sunt cel puțin 7 orașe unde au fost bombardamente. Trupele rusești înaintează și în acest moment, iar în altă ordine de idei, tot în această dimineață, un avion de luptă înarmat cu 6 rachete aer-aer aparținând forțelor aeriene ucrainene s-a aventurat, nu se știe încă din ce motive, în spațiul aerian al României. Românii au ridicat F-16 și au condus avionul, obligându-l să aterizeze la baza militară Bacău, unde pilotul s-a pus la dispoziția autorităților române. Avem o țară vecină, așadar, care este atacată de către Federația Rusă, încălcând orice fel de drept internațional, fără legitimitate și, așa cum anunțau Statele Unite ale Americii, un război neprovocat și fără niciun fel de justificare, care va duce la pierderi de vieți omenești, un lucru de neconceput că s-ar fi putut întâmpla în Europa secolului 21. Rămâneți alături de știrile Pro TV, revenim cu o amănunte și nu uitați să rămâneți pe site-ul nostru www.știrileprotv.ro, unde găsiți informațiile actualizate la minut.